Cunoaște-i, înțelege-i, respectă-i, implică-te. Dincolo de aparențe, sunt oameni. Clopotul bate la fel pentru ortodoxi și pentru catolici. Toți se închină unei divinități. Unii credincioși se roagă în biserici, alții în sinagogi sau în moschei. În Moldova însă diversitatea religioasă nu este tolerată, iar Biserica Ortodoxă își impune monopolul. Această constatare este menționată în raportul ONU privind libertatea de religie sau convingeri. Potrivit acestui document, fiecare cult înregistrat în Moldova se confruntă cu un șir de dificultăți, fie din partea Bisericii Ortodoxe, fie din partea statului. Să le luăm pe rând. În Republica Moldova sunt peste 4600 de catolici. Acesta este edificiul unde cândva funcționa o școală eparhială poloneză care aparținea Bisericii Romano-Catolice. Aceasta, de rând cu Catedrala Romano-Catolică și câteva loturi de pământ, au fost naționalizate. Acum, Episcopia Romano-Catolică își cere drepturile în instanța de judecată și cere autorităților să restituie bunurile istorice. Sunt documente clare din arhivă care demonstrează clar că aceste proprietăți au fost în posesia Bisericii Catolice. Conflictul nostru constă în aceea că guvernul invocă ca pretext pentru a nu restitui aceste bunuri absența unei legi a restituirii. În cazul unui alt cult se poate ca biserici ca Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Bunei Vestiri, Mănăstirea Curchi, nu? Care sunt și ele monumente de arhitectură ocrotite de stat, au fost restituite. În cazul nostru, acest lucru nu este posibil. În opinia noastră, în această situație, vorbesc, este vorba de o situație de discriminare. Moldova, ca membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, și-a asumat angajamentul pentru respectarea libertății religioase. La evaluarea universală periodică din 2011, Polonia a cerut Guvernului Republicii Moldova să protejeze dreptul de proprietate al Bisericii Catolice. Ministerul Justiției a promis că va iniția consultări pe marginea acestei probleme. Ala împărtășea cândva credința ortodoxă, dar s-a căsătorit și s-a convertit la catolicism. Părinții ei nu s-au împotrivit aceste decizii. Important este ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu dincolo de religie, spune femeia. Vede zamuș za mușa catolică, мы детей венчали, это еще, то есть они получали первое причастие, мы венчались, это давным-давно, и как бы я рада, и мне это помогает. Enoria și Bisericii Catolice speră că în Republica Moldova diversitatea religioasă să nu separe oamenii, ci din contra, să-i unească într-un singur scop divin. Любого ребенка надо научить уважать религию других, и православных, и неправославных, и всех абсолютно. Бог один. Ходим в церковь и молимся, чтобы была единая религия, христианская наша единая религия. Поэтому мы все очень хотим, чтобы была дружба между всеми конфессиями. Но пока еще этого у нас в Молдове нет. Есть такая религия, которую мы можем сказать, что правее, чем другая? Я думаю, что нет, Бог един, поэтому каждый по-разному к нему приходит, но тем не менее он един, как бы его ни называли. Îndeamnă la toleranță și evreii pe care i-am întâlnit la o sinagogă din capitală. Ei consideră că, indiferent de credința pe care o avem, pe toți ne unește puterea divină. У меня как бы есть знакомая, она как католичка. Но как бы у нее тоже разные, я имею в виду, как есть и православные, как бы вот в роду, но она католичка. Но это не означает, что мы с ней не сможем найти общий язык. Должны мы объединиться в том, что в любом случае Всевышний помогает и тому, кто ходит в католическую церковь, и тому, кто ходит в синагогу, и тому, кто ходит в православную церковь. Ani
Politica antievreiască din perioada celui de-al doilea război mondial, atunci când au fost exterminați aproximativ 50.000 de evrei din Basarabia, a rămas înrădăcinată în mințile unor concetățeni. Astfel explică istoricul Evgeni Brâc intoleranța unora și simbolurile antisemite scrise pe edificiile evreiești. Кто сделал эту надпись? Хулиганы, мальчишки. Это было сделано организованно. Это была какая-либо провокация. Пока это неизвестно, мы говорить на эту тему просто мы не можем объяснить, а кто в этом виноват. Ну, то, что люди не знают и не понимают то, что происходит, не понимают людей, которые здесь живут. Многие люди не знают историю тех народов, которые их окружают. Это наверняка вызывает какие-то сказки, фантазии, антисемитизм. Distrugerea și profanarea simbolurilor evreiești în centrul capitalei de acum 2 ani se mai păstrează și azi în memoria evreilor. Atunci, comunitatea evreiască, formată din peste 23.000 de evrei, a sărbătorit Hanuka, adică lupta evreilor pentru independență și pentru păstrarea credinței. Больше всего мне неприятно было, когда я увидел эту толпу, которая разрушает Ханукию. Да, это прошло много лет. Я скажу честно и откровенно, что для меня это было как удар, потому что в этой стране я такого не ожидал. То, что произошло, это должно было быть квалифицировано как разжигание межнациональной, межконфессиональной розни. Люди были, многие возмущены, были... Некоторые были напуганы. Имидж нашей страны после этого события был очень сильно, конечно, испорчен. Мы не имеем ничего, de fapt, cu poporul evreiesc sau cu reprezentanții poporului evreiesc. Noi avem probleme cu prăznuirea sărbătorilor care semnifică cotropirea pământului. Și o dovadă este că în piața și în parcul lui Ștefan cel Mare s-a ridicat această hanuchie care vorbește de semnul biruinței, asta cum ar fi drapelul ridicat deasupra reistagului. Potrivit legii cultelor, intoleranța confesională manifestată prin acte ce stânjenesc acțiunile cultelor religioase și propagarea urii sunt infracțiuni pentru care sunt prevăzute sancțiuni. În realitate, Justiția Națională i-a dat câștig de cauză preotului Anatol Cibric, care a organizat protestul față de instalarea menorei în centrul capitalei. În acest an, comunitatea evreiască a întâmpinat dificultăți în organizarea manifestațiilor culturale. Acum 200 de ani, în Basarabia, existau peste 350 de sinagogi. Azi funcționează doar 3. Scoarul teatrului dramatic rus Cehov din capitală a devenit mărul discordiei. Minoritățile evreiești au intenționat să organizeze aici, în decembrie 2011, Hanuka. Locul ales de aceștia se justifică prin faptul că în acest edificiu cândva a funcționat o sinagogă. Pentru a aplana conflictele interietnice, autoritățile locale au refuzat să dea curs aceste solicitări. În 2011, în regulă cu legea, к городским властям для того, чтобы получить разрешение на установку ханукии в общественном месте, так как это происходит во многих-многих странах мира. Deoarece teritoriul adiacent aparține teatrului, era nevoie de un acord administrației respective pentru a desfășura și a instala non-stop hanukia despre care dumnealor a solicitat-o să fie instalată. Deoarece dumnealor nu a avut acordul respectivei administrații, primăria nu a fost în drept să emită dispoziția pentru a desfășura manifestarea respectivă. Odată cu înregistrarea legii islamice în Moldova, comunitatea ortodoxă s-a trezit peste noapte amenințată de acest cult necunoscut. Biserica Ortodoxă duce o luptă acerbă împotriva înregistrării islamului. În ultimii 2 ani a organizat numeroase proteste pentru a solicita guvernului să anuleze decizia de legalizare a acestui cult. Da, eu înțeleg, sunt drepturile omului, dar este și biserica care, mă rog, de ce în Polonia nu s-a înregistrat islamii? Deci noi suntem la noi acasă. Nu?
Dacă în apartamentul dumneavoastră o să vină cineva și gata, se află stăpân, își face mendrele pe acolo, dumneavoastră ce spuneți? Raportorul special al ONU, Henner Bielefeld, a dat o apreciere critică asupra manifestațiilor și asupra declarațiilor de ură împotriva confesiunilor. Expertul a propus guvernului să elaboreze o lege antidiscriminare care ar diminua intoleranța religioasă. Această generare a fricii sau ceva de genul ăsta, cred că undeva mai mult are la baza o încercare de a păstra acest monopol, această supremație, această scaun, această putere. Sunt oameni care dețin o putere, oarecare, lumea se închină la ei, lumea îi pupă, lumea îi ascultă. Cât am fost sub cotropirea turcească, niciodată nu s-a ridicat nicio moschee aici. Acum, în situația în care noi suntem, așa zis, liberi, suntem dominați de legile care parvin din, cum am spus, din Europa descreștinată, care s-a musulmanizat totalmente acum, și aceleași probleme le au francezii, le au și multe țări europene, care au primit și aceiași nemți, care au primit pe mulți imigranți și le-au permis toate aceste aceleași drepturi cu poporul băștinaș și acum au probleme cu care se confruntă. Știm și alte cazuri, deci în Elveția nu s-a permis ridicarea moscheilor prin referendum. Și noi același lucru vrem să-l facem și la noi. There's nothing threatening about the fact that Moldova also has Islam, Jews, Jehovah's Witnesses, Baha'i and a whole host of other religious communities it doesn't threaten the cultural identity of the country to have not only those rights respected but also the diversity of the country celebrated. Austria remains a predominantly Catholic country with a Catholic tradition and past and heritage, and it has many different religious communities and celebrates them. Italy, same thing. Mohamed s-a refugiat în Moldova mai bine de 10 ani și de curând a obținut cetățenia acestui stat. El spune că integrarea a fost destul de dificilă, însă odată ce a învățat limba română, nu a mai fost privit atât de sceptic. Când m-au luat, de exemplu, să lucrez unde lucrez eu, că eu sunt musulman. Au apreciat cunoștințele și faptul că ei vorbesc limba română, limba de stat. Și acesta este un pod, este o legătură între civilizații și nu vin discuțiile de religie de obicei, absolut deloc. Nu există. Nu există. Există alte discuții, probabil. Referiți-vă la specialitate, ești specialist, ești capabil, nu, asta este. Adică poți face față sau nu poți face față, ceea ce este în viață. Dar nu că te rogi cum te rogi sau unde te rogi. Mi se pare că asta este chestie personală. Lupta religioasă împotriva islamului o resimt cel mai mult fondatorii ligii. În ultimul timp, ei primesc apeluri de la pretinși funcționari ai primăriei, ai guvernului sau ai Ministerului Justiției. Aceștia vor să se asigure că musulmanii care au semnat pentru înființarea legii islamului au actele în regulă. Sunt niște verificări puse la cale de niște persoane care au niște scopuri meschine, să spunem așa. Niște verificări care probabil ar trebui să fie de competența procuraturii, pentru că telefonând în primării și întrebând de persoane respective, sunt musulmani sau nu, se face o careva presiune psihologică asupra acestor persoane și într-un mod oarecare este o discriminare, să spunem așa. Republica Moldova, care face parte din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, este chemată să promoveze diversitatea religioasă și să condamne expresiile de ură și de intoleranță. So the risk is primarily for Moldova, that Moldova will be a worse place if we cannot help move forward toward a culture in which everybody is celebrated for their own value. Orice grup religios trebuie tratat în felul acesta, în mod egal, să îi se ofere posibilitatea de a aduce cult lui Dumnezeu așa cum ei consideră de cuvință să o facă, repet, atâta timp cât ei nu ofensează societatea, cât nu produc tulburări în societate, atâta timp cât ei, prin atitudinea lor morală și socială, contribuie la dezvoltarea acestei țări, acestei societăți în care trăiesc. Нельзя делить граждан Республики Молдова по принципу вероисповедания, цвета кожи, национальности. Мы все граждане Республики Молдова, все обладаем одинаковыми правами.
Dacă ortodoxii ar deveni mai puternici în credința lor, atunci nu ar mai exista frica față de alte religii, o declară chiar preoții acestei biserici. Poate atunci diversitatea religioasă nu va mai deveni o barieră, ci o punte între diverse religii, care vor conviețui în armonie.